Utilizatorii OnlyFans, platforma celebră pentru conținut contra cost dedicat exclusiv adulților, sunt verificați de fisc. Decizia vine după ce ANAF a început verificarea influencerilor și a altor români care fac bani pe internet și nu declară veniturile. Fiscul a emis deja primele decizii de impunere pe numele mai multor români care nu au declarat la stat veniturile obținute prin vânzarea serviciilor sexuale pe site-ul OnlyFans. Au declarat pentru știrile ProTV surse din ANAF. ANAF a declanșat în vară controale amănunțite asupra peste jumătate de milion de români bănuiți că au strâns averi impresionante fără să declare niciun ban la stat. Este vorba inclusiv despre cei care fac bani din online, pe Facebook sau Instagram, așa zis și influenceri. Potrivit surselor amintite, 128 de astfel de influenceri sunt controlați acum, iar pentru 58 dintre ei s-au emis deja decizii de impunere pentru suma totală de 6,5 milioane de lei, banii nedeclarați, relatează știri de Cluj.ro.